Sunt, dacă vrei, ca un medic șamanic, ca un recuperator de suflete. Pentru că oamenii externalizează foarte mult puterea lor. Și atunci nu mai au putere de vindecare. De unde să-ți o recuperezi dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă cu tine? Ce faci ca să ajungi la suferință? Dar noi nu știm, de fapt, forța din noi. Ce există în interior și ce există în jurul nostru și ce beneficii putem să luăm pentru sănătatea noastră. Fac tot ceea ce fac dintr-un atât de mare drag de oameni. Eu întotdeauna spun că a fi medic cu vocație e o patologie. Suntem de fapt într-o stare continuă de război, dar nu ne dăm seama. Da? Această agresiune continuă este mai crudă și mai teribilă decât orice război mondial anterior. Numai că e silențioasă. Taică la 91 de ani, săracul, anul trecut i-am pus implanturi, da? La 90 de ani, a doua, după 20 de ani, să rămână. S-a vindecat într-o lună jumate. Mama este punctul central al familiei. Va fi întotdeauna, consider că femeia este sexul tare și matriarhatul își va spune cuvântul. Ea este păstrătoarea focului, este cea care ordonează cuceririle bărbatului. Egalitatea nu există. Este un concept care a creat mai multe victime decât exact toate genocidurile și războaiele mondiale de pe lumea aceasta. Suntem complementari, nu suntem egali, femeia cu bărbatul. Iar femeia trebuie să înțeleagă ce forță enormă conține. Pentru că așa cum este creator de viață, este și devorator de viață. Dinții nu sunt doar un semn că au problemă doar dinții. Sistemul osos are o problemă de demineralizare. Conștientizarea este jumătate din vindecare. Fără conștientizarea a ceea ce face omul pentru a ajunge la suferință, nu există vindecare. Dragii mei, în acest material filmat, aș vrea să vă prezint un coleg de-al meu medic, doctor, și nu orice fel de doctor. Domnul doctor aici de față, domnul doctor Daniel Iordăchescu, a terminat două facultăți. A terminat și facultatea de stomatologie din București și facultatea de medicină generală. E un CV absolut nemaipomenit, sincer, și pe mine m-a uimit. N-am să vă dau eu foarte multe detalii, am să-l las pe domnul doctor să vă povestească mai multe despre dumnealui. Și în afară de acest CV, care probabil că o să vă fascineze sau o să vă marcheze probabil și pe dumneavoastră, o să realizați că domnul doctor aici de față, Daniel, cu accepțiunea dumnealui, noi ne vom tutui în acest dialog. Deci Daniel a făcut niște lucruri nemaipomenite și pe partea de cercetare. A scos o gamă de produse cu valențe foarte importante în ceea ce privește sănătatea noastră dentară. Sunt niște produse naturiste. Domnul doctor Daniel este adeptul tehnologiilor bio, am zis bio, e vorba de bio, de biostomatologie. Sau stomatologia cum... biologică și holistică, așa, în general. Da. Deci dacă veți pune în aplicare tot ceea ce ne sfătuiește Daniel, cred că ne veți fi foarte mulțumiți și să intrăm direct în acest dialog. Daniel, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Când ai terminat facultatea, ce alte studii ai făcut, că sunt multe de spus, și ce te-a determinat până la urmă să ne părăsești și să lucrezi în Italia? În primul rând, v-am părăsit și nu voi părăsi niciodată țara. M-am născut aici și n-am să neg niciodată originile. Nu m-am despărțit, de fapt, niciodată de țară. În pandemie au fost acei doi ani un pic teribil, fiind în Italia. Eram cumva arestați la domiciliu, a fost an grei. E singura perioadă în care nu am venit constant în țară, pentru că nu mi-aș permite să îmi iau un angajament față de pacienții de aici fără să ofer o constanță. Astfel încât, iată, din nou, de peste 2 ani de zile, vin în fiecare lună 10 zile pe lună. Despre mine. Te rog. Sunt convinsă că vei capta atenția celor care ne urmăresc și celor care vor urmări acest podcast. Da, nu mi-e niciodată simplu să vorbesc despre mine, pentru că de multe ori n-am fost exemplul cel mai bun. Iată, în prima parte a vieții mele am accelerat foarte mult, atât cu studiile. După ce am făcut cele două facultăți de medicină, am făcut chirurgia maxilofacială, alți 5 ani, un doctorat foarte drag mie în antropologie medicală, cu oamenii minunați ai altei generații,
de genul academicianul Bălăceanu Stolnice, doamna Cristina Glavce, profesorul Săhleanu, profesorul Constantin Maximian, marele meu maestru în domeniul geneticii. Lucruri care m-au format profund și m-au făcut să îmi pun întrebări fundamentale chiar din primii ani ai activității mele profesionale. Însă, cum spuneam, m-a dus și în situații extreme, astfel încât, accelerând foarte mult, iată, acum 15 ani, deja cu toate aceste titluri în palmares și întors de profesor Oprescu din Franța, unde terminam specialitatea de chirurgie maxilofacială și chirurgie plastică, să deschid o secție. Făceam un infarct în timp ce operam, un spas coronarian care m-a oprit puternic din avânturile, fervorile eroice în care eram cumva coptat și condiționat, și m-a făcut să-mi iau niște decizii importante în viață. Am renunțat astfel la facultate, a predat după 8 ani de zile, la viața de spital care m-a fascinat și care îmi dădea, să zic așa, o adrenalină și un sens foarte puternic. Așa e în tinerețe, nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama. Plătim, după vreo 10 ani începem să simțim că trebuie să și plătim acest entuziasm. Din păcate, omul este o ființă ciudată, un elev execrabil. Cred că din toate speciile care populează această planetă, stă pe locurile cele mai de jos ale ierarhiei din punctul acesta de vedere. O gazelă cred că nu ar trece niciodată în savană prin locul în care a atacat-o un leu. Omul se lovește cu capul de perete în același loc la infinit, se pare. Și asta e una din cum să zic așa, durerile mele și unul din monștrii cu care mă bat în terapie și în lucru cu omul. Pentru că această condiționare se pare aproape transgenerațională de a nu vrea să-ți fie bine. Nu vrea să-ți fie bine. Oamenii de foarte multe ori spun declarativ acest lucru. Nu spune că oamenii în totalitatea lor, ci sunt probabil niște factori de decizie care doresc la un moment dat să ne îndreptăm ca turma în stânga sau poate în dreapta, și din niște considerente materiale, evident că aici așa, probabil că noi la un moment dat suntem oarecum, n-aș spune șters pe creier, aș spune ținuți așa într-o semi cum să zic, o semi-adormire, cunoștințe bazale, știm un pic de acolo, un pic de acolo, dar noi nu știm de fapt esențial. Da. Forța din noi și nimeni nu ne învață ce există în interior și ce există în jurul nostru și ce beneficii putem să luăm din tot ceea ce există în jurul nostru pentru sănătatea noastră. Asta este esența demersului meu până la urmă terapeutic, pentru că sunt, dacă vrei, ca un medic șamanic, ca un recuperator de suflete, pentru că oamenii externalizează foarte mult puterea lor și atunci nu mai au putere de vindecare. De unde să-ți o recuperezi dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă cu tine? Ce faci ca să ajungi la suferință? Și un pic ăsta este, chiar dacă sunt chirurg, sunt un tip practic, îmi place să văd rezultatul imediat, sau cel puțin așa eram la începuturile mele, acum sacrific un pic chirurgia, e un traseu așa un pic de Don Quixote în tot ceea ce am făcut eu și paradoxal poate pentru foarte mult, însă e un traseu interior, un traseu în primul rând a ceea ce mi s-a întâmplat mie și am fost condus către aceste alegeri, iar apoi, să zic așa, un interes material care e contraproductiv în momentul de față, pentru că ce spuneai până la urmă, ceea ce propun eu, culmea, este atât de simplu, neverosimil de simplu, neverosimil de ieftin până la urmă, pentru că le spun de multe ori pacienților mei, voi vă aduceți aminte, părinților mai ales, că dacă ei nu înțeleg pentru copiilor să le oferă o altă variantă, cine să mai înțeleagă? Sincer, nu știu cine. Ce motivație ar putea fi mai puternică decât motivația de părinte? Și le spun, câte zeci de mii de euro ați cheltuit pentru tratamentul vostru? Ce vă propun eu costă 10%, poate nici atâta.
Și e vorba de prevenție, și e vorba că rămâi cu dantura ta, și e vorba de cu totul. Bazele medicinei, am uitat care sunt bazele medicinei, igiena și prevenție. Avem senzația că am evoluat extraordinar. De fapt, ne-am deconectat. Exact. Ne-am decuplat complet. Deci, medicul s-a decuplat de el însuși. Eu am tot dragul față de colegii medicul mei. Medicul s-a deconectat de partea lui umană, s-a deconectat exact. De omul din interior. Deci, Daniel, suntem atât de mult pe aceeași lungime de undă. Nu degeaba suntem în această emisiune și nu degeaba ne adresăm acestei audiențe. Audiența de pe pagina mea de Facebook. Audiența de pe pagina de Facebook este deja pregătită și își dorește să audă ce ai tu de spus. Și sunt convinsă că o să vedem și rezultatele, adică oamenii se vor exprima, vor comenta, vei primi multe comentarii, multe sugestii, cred că și foarte multe felicitări. Așa că și bombănituri sunt convins. Și bombăniturile cred că vor veni probabil din partea unor colegi sau, vom vedea, da? Este sigur, un test, ne vom, cum să zic așa, reechilibra sau remodela după ceea ce se va întâmpla. Este un test până la urmă. Adina, știi cum e? Fac tot ceea ce fac dintr-un atât de mare drag de oameni. Eu întotdeauna spun că a fi medic cu vocație e o patologie. Indiscutabil. Este sună poate ciudat, dar multe licențe poetice de genul ăsta. Efectiv, pleacă dintr-o dorință foarte importantă de a ajuta. Da? Sigur, în paralel cu dorința de autovindecare, cu siguranță lucrurile merg împreună. Și realmente mi-aș dori atât de mult nimeni să nu se simtă lezat sau atacat din ce voi spune eu. Poate scandalos sau poate atipic sau diametral opus. Pentru că realmente îmi dau seama, am un atât de mare drag de colegii mei. Mi-aduc aminte de colegele mele de la urgență, când am fost parcat în a doua linie de gardă. Niște femei extraordinare, că își dădeau viața cu familie, își dădeau sufletul acolo lângă pacienți. Da? Știu că însă și dragii noștri colegi nu au timpul, nu au viața, nu au contextul, nu și-l oferă, e greu, e foarte complicat să faci niște alegeri. E foarte complicat să ieși într-o zonă de confort, mai ales când ești asaltat, bombardat, sufocat, ținut în lesă de sisteme, de universități. E greu să faci sacrificii. E greu și nici, cred că și eu dacă aș fi rămas angrenat în acest sistem și poate și tu, dacă n-ai fi avut momentul acela de cumpănă, să zicem că ai fi fost sănătos și ai fi continuat și n-ai fi avut momentul de cumpănă, cred că nu ai fi avut, cum să spun, răgazul necesar, timpul, spațiul ca să evoluezi și să înțelegi niște lucruri. Cred că așa mi s-a întâmplat și mie și... probabil că la un moment dat, într-un moment al vieții, și colegilor noștri, multora dintre ei, cred că le se va întâmpla. E posibil să fie în perioada în care practic medicina sau e posibil să fie mai târziu când ești la pensie. Important este că noi acum nu ne adresăm colegilor, noi ne vom exprima pe înțelesul tuturor și ar trebui să intrăm deja la prima problemă importantă, pentru că tu ai o altă manieră de a indica, să zicem, începem cu igiena. Cum facem igiena corectă a cavității bucale? Cum ne spălăm pe dinți, ca să ne exprimăm? Ce periuță alegem, domnul doctor? Ce facem? Iată, dragilor, vedeți, trebuie să vină un balaur ca mine, un chirurg masilofacial și toate lucrurile astea să vă spună că avem senzația că știm să ne facem o igienă corectă. În realitate, realmente nu știm. Și apoi, toate instrumentele tehnologice, complicate, Bluetooth, da? Care au pretenția să facă ceva în locul nostru, din nou, externalizăm propria putere și propria prezență la propria viață, da? Cedăm în fața unor tehnologii, Dumnezeu știe cum, care, până la urmă, nu fac decât, culmea, să ne facă mai rău. Nici nu ne dăm seama, umplându-ne gura cu spumă, cu vreo pastă de dinți, da? SLS-ul care umple
gura de spumă, n-ar trebui să intre în contact cu celula umană, nu vorbesc și de alte substanțe care sunt... Ce înseamnă SLS? Sodiul lauril sulfat, da? Aha. Substanța cu care spălăm podele sau spălăm mașinile, și da? Care există în pasta de dinți. Și care este în imensa majoritate a produselor comerciale, nu mai pasta de dinți. Geluri de duș, săpun lichid, tot felul de lucruri care fac foarte multă spumă. Spumă. Și noi avem senzația că, ca și cu zahărul, dacă vreți, analogia este extraordinară. Da? E o dependență, pe lângă dependența de nefericire în egregorul acestui popor, dependența de niște chimicale care ne păcălesc sistemul, care ne păcălesc biologia. Spuma asta și eu sunt, îmi vine rău cu spuma asta, trebuie să recunosc și mă... Deci, de la bun început, când am adus pe lume un copil, are 8 ani acum, bineînțeles că eram foarte atentă să vedem, să învățăm cum să o igienizez, cum să o spăl, bebeluș fiind. Și peste tot pe unde te uitai, clăbucul, spuma, desenele animate spune același lucru, toate, mă rog, toate indicațiile și toate, adică această spumă era peste tot. Practic, tu trebuia să iei copilul, la 3-4 zile cât avea, îl băgai în spumă în fiecare zi, trebuia să fie spumă, tot felul de geluri, scoteai, îl dădeai cu ulei și după aceea în fiecare zi făceai același lucru. Până când a realizat, domnule, asta trebuie să fie o tâmpenie. Am făcut-o vreo lună, trebuie să recunosc. O lună am fost spălată pe creier. Până când a realizat, mă, dar nu se poate. Nici măcar noi nu ne dăm în fiecare zi cu ulei din cap până în picioare. Ce facem cu porii copilului ăsta? Ce facem cu el? Nebunim, îl zăpăcim. Și asta mi-am amintit acum, în timp ce spuneai, vorbeai despre spumă. Urăsc spuma asta, deci noi nu mai, la noi nu mai există spumă în casă. Deci spuma, această spumă, aceeași spumă, practic, este și... Aceeași spumă. Care vă dați seama, în primul rând, vă împiedică să simțiți ce faceți, da? Dacă mai venim și cu un obiect care bâzâie și agresiv, pe care nu putem să-l controlăm, și este foarte agresiv, credeți-mă, vă întreține... Periuța electrică. Da, vă întreține o gingivită continuă, pentru că nu-l controlați. Pe lângă faptul că nu vă curăță, pentru că nu simțiți unde să vă duce. Periuța trebuie să fie precum instrumentele chirurgicale. În continuare a degetelor, pentru a păstra sensibilitatea cât mai mare și controlul cât mai bun asupra actului, ce facem? Dar unde găsim periuța asta? Se găsește. Cine vrea să o caute, o găsește. E vorba de periuțe ergonomice care au o foarte bună priză în așa, mână, uh-huh, odată, apoi au niște fire cu totul speciale, nu câteva sute și ale agresive, precum ghearele, dacă nimeni nu s-a, niciun stomatolog măcar nu s-a uitat la microscop, la microscopul copilului, că așa le spun de multe ori. Uh-huh. Aveți un microscop în casă, l-ați luat copilului, uitați-vă că sunt exact ca ghearele vrăjitoare, da? Cu perii exact mai așa. Mari, unii mai mici. Absolut. Să fie vârfurile anfractuoase. Deci, efectiv, ca și când în fiecare zi te-ai zgâria, te-ai scărpina în același loc, vă dați seama, câteva zile aveți cu toții plăgi. Da? Corect. Vescare. E indiscutabil. Același lucru se întâmplă în gură. Da? Plus că nu controlăm. Eu, dimpotrivă, o pastă cât mai simplă, cu cât mai puține ingrediente, atenție și acolo să nu fie prea abrazivă, că și cele cu argile au unele molecule prea mare, un bob de mazăre, de pastă, de doar pastă, atât trecut o dată, cum am un articol foarte simpatic pe site-ul biodentist.ro, care chiar sună igiena orală așa cum nu v-ați imaginat-o niciodată. Dar în sensul nu că e ceva, pentru că un copil de câțiva ani, de clasa 5-a, o înțelege imediat. De asta îmi place să lucrez cu copii, că nu sunt atât de condiționați. Lucruri foarte simple de prezent. De ce fac un gest? Cum îl fac? Da? Aceste multe mii de peri, pe lângă faptul că sunt ultra soft, și curăță infinit mai bine. Deci alegem o periuță soft. Ultra soft. Ultra soft. Ultra soft. Aceasta are și, dacă vă imaginați, are și vârfurile rotunjite. Pe lângă faptul că nu sunt din nylon, sunt dintr-un material care nu se încarcă cu apă și bacterii, da? Deci nu, că mulți mi-ar zice că și lumea asta bio, m-am lovit de peste 15-20 de ani de când mă lupt în ea, de tot felul de întrebări, dar de ce nu firele din păr de porc, cum erau înainte? Dragilor, pentru simplu fapt că
în afară de faptul că nu pot fi egalizate, sunt greu de prelucrat, se încarcă foarte ușor de bacterii pe care nu le mai scoți din fibra naturală. De asta e bine să ai un plastic de gradul 3, cum, plastic total non-toxic, cum sunt toate materialele pe care le folosesc eu, apropo de asta, deci tot ce folosesc e non-toxic și compozit, nanocompozite cu nanoparticule de ceramică, o să vorbim dacă e mai încolo. Deci, în primul rând, componenta toxică am eliminat-o cât se poate de mult. Acești peri sunt total neinvazivi, neabrazivi, dar au eficiență de curățare extraordinară. O să ne întrebe lumea, unde găsim periuța de dinți, aceasta de care vorbești? O să zic că cine caută, găsește, nu-mi permit acum să îmi fac și nu vreau să fac reclamă. Și în plus mai vreau un lucru, vreau să nu dăm chiar mură în gură unor oameni. Întotdeauna când un om își găsește soluția, având, cam cum zicea Oșu, degetul care arată luna. Cum ajunge omul la lună, fiecare are calea lui. Mai trebuie să facă și ei un pic de efort. Sunt cu totul la dispoziție să dau și să explic lucruri, dar nu vreau să intru în partea asta, că sunt și, cum ziceam, aproape antisocial, nu social, nu sunt un tip prea social, nu sunt un tip foarte marketing, asta este acum la maturitate, când simt realmente că m-am umplut atât de mult de lucruri pe care le-am adunat de prin toată lumea asta și înțelegeri pe care parcă mă simt posedat, mă simt că e nevoie să le scot din mine, e o datorie morală ca tot ceea ce am primit să dau și să aibă, să împărtășesc. Și să aibă o viață proprie, știți exact, cum e, nu? Și cine are deschiderea și, mă rog, și nivelul de cunoștință necesar, le va include în comportament și, mă rog, în tot ceea ce vor realiza ulterior. Bun, ce facem cu pasta de dinți și mai ales cu florul, da? Florul este, deci, la aproape toți medicii dentiști pe care eu i-am vizitat și cu care am fost și cu Briana, cu fetița mea, totdeauna ne-a fost indicată pasta de dinți cu flor, apa de gură cu flor. Da. Tu ce părere ai, Daniel? Că îl evităm cât posibil. Pe scurt. Este teribil ce s-a întâmplat după război. Nu vreau să intru, nu sunt adeptul teoriilor conspirației. Războiul care? Război? Al doilea, da. Da, acum avem da, război. Suntem de fapt într-o stare continuă de război, dar nu ne dăm seama. Da? Această agresiune continuă este mai crudă și mai teribilă decât orice război mondial anterior. Numai că e silențioasă. Aceasta a fost o campanie, da? După cel de-al doilea război mondial, foarte stranie, în care nu practic n-aveai cum să scadă acest flor, da? Care, sigur, are tot felul de componente chimice, dacă intrăm în chimie, poate fi anulat, anihilat, pus, da, ca să nu fie toxic. Sunt forme și forme de tot, da? Adică nu vreau să fiu atacat. Ca toți halogenii, de altfel. Poftim? Ca toți halogenii. Ca exact, bravo. Însă este foarte ciudat că nu mai scăpai. Deci aveam apa florurată, pasta de dinți, Zimaflorul pe care era dat la toți copiii, deci toți pediatrii parcă erau, nu știu, hipnotizați, obligați. Zimaflorul acesta ce era? Tot flor da, în pastiluțe. Pastiluțe, da, se dau pastiluțe. Deci n-aveai cum să... gelurile, n-am să uit în copilărie, mai că mea stomatolog, fiind, îmi dădea cu un gel... Da? Cu conținut înalt de flor, care îmi simt și acum, mi-aduc aminte de senzația pe care, efectiv, parotidele mi se strângeau, da? Și toată gura mi se făcea plumbă, da, dureros. De ce dădea cu flor? Ca să îți... Pentru mineralizare, da? Pentru mineralizare. Ciudat este că el pe de o parte mineralizează, pe de altă parte demineralizează. Ca și Coca-Cola. Exact aceea, ca și zahărul acesta rafinat care păcălește creierul, da? Corpul nu mai știe despre ce e vorba. Și ce face? Adevărat, face insulă de hipermineralizare, dar pe altă parte alături demineralizare și să prăbușesc piramidele de smalț. Este o, pe de o parte dă și pe o parte ia, ca și foarte multe din pastele comerciale. Da? Deci să evităm pastele cu flor, apa de gură cu flor. Au rămas foarte puține variante
Dragilor, nu știu, încercați, vedeți, și o alternativă. De asta, aceste fitoterapice pe care le-am creat, și o să încerc acum să creez și un ulei de spălat pe dinți, că și pasta de dinți în general, o să, cum, sper să nu fiu ars în piața publică ca Giordano Bruno, da, nu prea recomand pasta de dinți așa în forma ei. Dar apa actuală. De gură o recomanzi? Apa de gură. Apa de gură, da. Am creat o apă și toate produsele pe care le creez și în general, nu că le creez eu. Se spune, îmi spunea o persoană absolut minunată în Franța care crea niște cosmetice deosebite, că tot ce punem pe corp și în contact cu corpul ar trebui să fie posibil să și-l mâncăm. Da, să fie digerabil. Uh-huh. Da? Acelea sunt lucruri care într-adevăr sunt prietenoase. Da? La fel, toate apa de gură, biopropul, care deja are peste 20 de ani, o să vorbim, născut pentru parodontoză, se înghit. Eu nu am produse care le iei, clătești și scuipi. Da? Nu. Sunt produse pe, și asta e parte din stomatologia și medicina olistică pe care o practic. Deci să înțeleg că aceste produse care se înghit, da? Deci se administrează oral, îți creează o imunitate orală performantă, astfel încât chiar dacă rămân bravo diverse, eu știu, bucățele de mâncare, deci nu mergem pe în maniera în care radem tot, încercăm să scoatem tot, pentru că sunt zone în cavitatea orală, printre diversi, mă rog, dinți, unde mai rămâne o bucățică agățată. Ne afectează că a rămas aia peste acolo noapte. Așa. Sigur că da, pentru că, iată, sunt și stomatologul care contraindică ața dentară. E, aici, eram convinsă că o să o contraindic. Dar un, ce facem mai departe? Un interviu la radio și îmi spunea doamna reporter, domnul doctor, acum după pandemie, când oamenii au mai înțeles lucrurile și au început să sper, și dumneavoastră veniți și îmi spuneți că nu pasta de dinți, nu apa dentară, dar cu ce mai rămâne? Am zis, stați liniștiți că nu, niciodată nu iau ceva și nu ofer ceva în schimb, da? Deci, fără nicio grijă. Da, pentru că nu disociez gura de restul organismului. Nu fac chestiuni punctuale, nu sunt tehnic sau am protocoale sau când aud în ziua de azi de protocoale, îmi vine rău. Da? Este noua modă, da? Noua pandemie, protocoale. Dar nu, ce, si se potrivește unul, nu se potrivește neapărat și celuilalt. Da, protocoalele sunt menite ca să salveze sau să protejeze un medic de, eu știu, o eventuală situație pe care n-a gestionat-o corect. Este da, mai ales pentru medic, este mai ales pentru zona profesioniștilor aceste protocoale, nu pentru... Înțeleg și oricum ne încadrăm, cu siguranță avem, dar vorbesc de protocoale de integratoare, protocoale, la toți le dăm același lucru. Am trecut de la medicina alopată, dar de la rețete, acum avem protocoale, sună mai bine. La asta mă referam, nu la da, modus operandi, da. Nu la, sigur, există metode, chiar dacă mie personal, sincer, tratez pe fiecare persoană ca o entitate, pentru mine de asta nici nu există boli, există persoane care suferă și mă adaptez exact la suferința lor. Ce facem cu bucățelele de mâncare? E un lucru pe care fiecare, mă... Deci sunt curioasă eu dacă vreau cu siguranță. Bun, chiar dacă n-am terminat povestea acestor lucruri care se înghit și care, cum spuneam, ok, au efect topic, le-am creat pentru a avea un efect topic, da? Biopropul s-a născut pentru parodontoză, înainte de orice, acum 20 și de ani, da? Taică, fiind suferind de parodontoză, apropo, să vorbim și de genetică și epigenetică apoi sigur, în parodontoză. Însă, acum îl folosim pentru tot ce înseamnă inflamații, gingivite, tulburări de erupție, da? Badigeonale, de pur și simplu îl punem pe degețel și îl punem copiilor prin guriță ca să le calmăm inflamațiile datorate erupțiilor. Nu mai vorbesc după post-chirurgical, o plagă, o extracție, după o zi, două, pare că a trecut o săptămână sau 10 zile. Sunt lucruri remarcabile care vin în ajutorul naturii. Pentru mine asta e biologic, ceea ce e logic pentru viață, ceea ce susține viața. Pentru deci mine asta să înțeleg e biologic că lăsăm mecanica. Da. Da? Lăsăm ața dentară, lăsăm frecatul dinților până la sânge, lăsăm toate astea și
Susținem organismul în întregul lui. De asta spuneam. Deci, ok, sigur, suferă pentru că somatizează o anumită parte mai mult a corpului, dar ea este încadrată într-un cadru general, da? Ea este, nu este disociată. Și atunci, ok, biopropul, ca și apa de gură, o ținem 10-15 minute în gură, da? Dar după aceea o înghițim, pentru că toate produsele minunele, trei tipuri de, apa de propolis. Apa de gură nu înghițim, sau înghițim și apa de gură, gură, da? Da? Toate okay. produsele pe care le, aha. da? Doar cele pe bază de pentru oil pulling, da? Oil, uleiul de cocos pe care îl indic pacienților, după 20 de minute de oil pulling, trebuie scuipat. De ce? Pentru că acumulează toxinele. El trage foarte mult toxinele din gură. Uh-huh. Și atunci, evident, nu mai înghițim toxinele. Dar ulei, nu este ulei terapeutic în momentul, nu este pentru întregul organism. Uh-huh. Da? Este doar pentru această pe când biopropul și apa de gură conțin o serie de lucruri care ridică imunitatea, reglează metabolismul, cicatrizează ulcerele. Taică la 91 de ani, săracul, anul trecut, i-am pus implanturi, da, la 90 de ani, a doua, după 20 de ani, să rămână. Și s-a vindecat într-o lună jumate, nici nu trebuie să zic chestiile astea. Ok. Deja avea, deci efectiv, perioada fiziologică de consolidare a osului, ca la fracturi. Uh-huh. 6 săptămâni. Uh-huh. Da? Dacă osul e în regulă, nu știu ce, în 2 luni maxim avem lucrare pe implant. În fine. S-a cicatrizat minunat, dar el de atunci îmi cere apa de gură pentru stomac, pentru probleme stomacale. El nu știe că e, de fapt îi face și pe alte planuri bine, dar eu mă bucur că mi-o cere în continuare și o folosește nu pentru dinți, ci pentru stomac. Da. Ce conțin aceste produse? Toate, întreaga gamă este, are la bază, de fapt, un complex, același complex de substanțe sau? Nu, este, sunt niște preparate alchimice, sunt rețetele mele alchimice, al foarte multor testări și probe, da? Pentru că zicea lumea, am rețetele, le-am publice, evident. Combinația între ele și procentele schimbă totul. Evident. Pentru că mulți au zis, doamne, îți faci o ceai de salvie, care salvie, pui un pic de propolis și un pic de afin și ce trebuie să mai dai bambă pe Bioprop? Dragilor, succes, faceți așa, sper să vă fie bine din tot sufletul. Da? Întotdeauna trebuie să avem grijă de overdoing, pentru că totul este o chestiune de echilibru și până la urmă starea de sănătate. De fapt, este o stare de echilibru. 100% natural. Numai componente naturale aici. Dacă picăm dintr-o extremă în alta, ieri am fost 100% adulopat și beam Coca-Cola și acum astăzi suntem toți bio. Wow, ce chestie, da? Dar de fapt facem în fiecare zi clătiri cu bicarbonat sau ne periem cu bicarbonat sau facem și ne mirăm cum de, doamne, iar tot gingivit am, tot parodontoză și n-am făcut decât să cădem într-o extremă în alta. De asta. Bicarbonatul este nociv. Sarea, spălatul cu sare. Dragilor, pe... Nu este, doar, el doar săracul, să... nu este nociv în, deci în sine. Dăm, noi trebuie să dăm da. Sfaturi. Deci, dragilor, nu e vorba de bicarbonatul. Bicarbonatul trebuie să înțelegem ce face. Exact. Da? Două lucruri, în primul rând, la nivelul cel puțin al cavității bucale, dar după aia și întregul corp. Odată, alcalinizează puternic. În al doilea rând, este abraziv. Da? Eu, și acelea, să mă ierte încă o dată colegii stomatologi mai ales, da? Vă iubesc enorm, dar nici voi nu vă puneți problemele acestea și poate eu în început și vă aștept cu mare drag tot ce am de dat, da? Să lucrăm împreună la această schimbare de paradigmă, da? Deci acel airfloss, da? Acel bombardare cu bicarbonat, particule de bicarbonat parfumat, da? Este o agresiune împotriva gingilor imensă. Dacă mai vine deja pe o inflamație, deci eu nu folosesc niciodată airfloss. Da? În detartraj. Ca să nu spun că enervez pacienții mei, că deci am făcut de trei ori în viață. Detartraj ultra, de trei ori în viață. Da? Dacă învățăm periajul... Eu sunt sunată la 6 luni și mă duc... 6 luni. Când aud chestia asta cu 6 luni, mi se ridică tot părul corporal. 6 luni detartraj. Vă dați seama că nu vreau să zic, da? Dacă și distinsa doamnă doctor, da, prietena mea, prinde învățăm, această... Învățăm da, Daniel împreună. Vă dați seama. Și eu învăț împreună cu urmăritorii mei și de la învăț, tine. Și eu învăț. Sunt un veșnic elev și până la ultima mea respirație.
Da. Bun. Șase luni. Implantul la fel. Cum Dumnezeului? Eu vă spun, de trei ori în viață. Am pacienți care îmi vin la două luni până când învață periajul și niște obiceiuri bune. Alții care îmi vin o dată pe an sau la când își aduc aminte. Eu nu chem pacienți niciodată. Da? Le zic, monitorizați-vă. Aveți conștiința și responsabilitatea vieții și sănătății voastre. Când vedeți că v-ați decompensat, atunci mă sunați. În rest, v-am dat tot, v-am dat informații care sunt ale voastre acum, eu nu cresc dependență. Sunt ale voastre. Integrați-le, utilizați-le în cadrul vieții voastre și o să ne vedem ca și cu mărul și cu doctorul, da? Cât mai rar. Da? Veniți să-mi aduceți un măr, că uit să mănânc o dată cât o zi întreagă, da? Și... deci se poate așa. Dacă și-ar putea imagina oamenii, eu am vin din zona grea a stomatologiei și a chirurgiei, am văzut lucruri teribile, am văzut malformații congenitale, am văzut tumori, traume nenumărate. Se pot evita atât de multe din toate marile suferințe. Daniel, putem ajunge la 80 de ani cu dinții noștri? Putem ajunge la 180 de ani cu dinții noștri, da? Da, poate pare. Da. Dragilor, eu sunt un exemplu viu. Deci o industrie întreagă ai terminat-o cu fraza asta. Deci v-am spus, sper să nu fiu ars, sau cât până voi fi ars, dacă continui așa, măcar să rămână o pildă în urma mea. Eu încă păcălesc cu 30-35 de ani, da? Am 49 împliniți. Să rămână. Nu asta vreau să spun sau să mă laud cu asta, dar am aceiași dinți pe care aveam în copilărie, da? Când la cabinetul stomatologic, pe vremea așa, ne chemau să ne verifice, să vadă cum stăm, și mă dusesem după ce mâncasem ciocolată, n-am să uit, da? Și când am văzut stomatologa de la școală, zic, gata, pusese mâna pe freză, să-ți facă găurele. Avem acum nu știu câte carii de făcut, am sărit ca arcul de pe scaun și am zis, nu, de mine nu se atinge decât mama. Dragă de ea. Mama fiind stomatolog, nici mama nu prea a avut ocazia, că fugeam și de ea până la urmă, da? Și aceiași dinți îi am acum. Adică nu ai să știu nicio ce e o fel carie. De plombă. Nu știu ce e o carie. Am făcut aceste armuri în oglindă, poate sună ridicol, așa, asta este. Așa, trebuie să vorbim. Da, o să vorbim despre armuri acum, că este tot a venit vorba. În oglindă, că nu vrea nimeni să mi le facă, da? Acum peste 18 ani, nu știu ce este o carie profundă. Și așa, toți pacienții mei pe care am prins în timp util, da? Am pacienți mai în vârstă decât mine, da? Nu știu ce e o carie profundă. Nu vorbim de devitalizări, deci, extracții. Dacă noi, care mai avem încă dinții noștri, da? Ne facem aceste armuri, da, putem ajunge liniștiți la 180 de ani, cum ai zis tu, cu dinții, da, în gură. Fără discuție și cu siguranță o să ne dea niște ani de viață în plus. Nu vă dați seama, wow, ce conotații, ce legături de fapt subtile sunt între dinți și restul organismului. Dinții sunt singura parte scheletică, să zic doar atât, expusă. Da? Dinții sunt organele cu care apucăm viața. Când viața ne pierde, nu ne pierdem printre degete, ci printre dinți. Dacă stați un pic să vă gândiți la această metaforă, lucrurile sunt foarte profunde. Ca să nu intru în dentosofie și în lucruri mult mai complicate, legăturile transgeneraționale, magazinarea amintirilor, traumelor, emoțiilor, în fine, nu vreau să intru într-o zonă poate mai greu digerabilă, dar au o semnificație imensă. Nu este o zonă greu digerabilă, da, pentru noi cei de aici. Deci de la cele mai tânere vârste, da? Copilor mei l-am făcut la 3 ani jumătate. Cum i-am prins pe, cum s-au așezat, atenție, copiii la mine se așează pe scaunul stomatologic, da? Și chiar vă sfătuiesc să faceți un lucru minunat, să veniți în familie, dar eu tratez familia, nu tratez ca pe entitate, pentru că după aceea se motivează unii pe alții, dacă te-ai spălat așa, tu, mama cu copilul, sigur, mama este punctul central al familiei, va fi întotdeauna, consider că femeia este sexul tare și na, studiile mele de genetică mi-au confirmat acest lucru. Din începuturile lumii și până la sfârșiturile ei, matriarhatul își va spune cuvântul și este bine să fie așa. Ea este păstrătoarea focului, ea este
cea care ordonează cuceririle bărbatului, să zic așa, și le păzește ca o vestală. Deci, pentru mine ea este centrul familiei și ea îi aduce și pe copii și pe soț, până la urmă. Dacă acolo reușim, și până la urmă este și personajul și pacientul cel mai dificil. Este medicul familiei, cu ghilimele de rigoare. Da. Ea are totdeauna, femeia are grijă, ea este cea care pune mâncarea pe masă, ea este cea care menține sau nu sănătatea familiei. Da, responsabilitatea femeii, într-adevăr. Este imensă. Imensă. Este imensă, dar trebuie să, în plus, simt nevoia să... Pentru că de acolo pleacă toate binefacerile și toate nenorocirile lumii, din păcate. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta și cu toată dragostea pe care l-o port doamnelor și domnișoarelor, e foarte important și acum din punct de vedere genetic chiar pot să vorbesc, să înțeleagă ce forță au, ce sunt ca entitate. Nu, da? nu prea suntem lăsate să înțelegem, adică suntem la fel ținute într-o semi... Da, dar femeia, știți cum e? Are responsabilitate pentru simplu fapt care 2X. 2 de X, da. 2 de X, acest 2 cromozom care se balansează pe un altul, nu prea e de, nu prea poate să se plângă, să mă ierte, da? Doamnă, pentru că e balansată. Într-un fel sau altul se aranjează. Da? Suntem conștiente de forța noastră, facem tot ceea ce trebuie să facem, fără să ne plângem neapărat și nici măcar nu ne mai dorim egalitate cu bărbații. Nu ne mai dorim. Egalitatea nu există. Este un concept care a creat mai multe victime decât toate genocidurile și războaiele mondiale de pe lumea aceasta. Suntem complementari, nu suntem egali, femeia cu bărbatul. Iar femeia trebuie să înțeleagă ce forță enormă conține. Pentru că așa cum este creator de viață, este și devorator de viață. Asta, de fapt, este esența responsabilității ei. Ce vrei să spui când zici devorator de viață? Doar o propoziție, te rog. Da, uite, o să mă iau de o vorbă populară cutremurătoare. Eu te-am făcut, eu te omor, da, corect. Am înțeles. Da. Trebuie să avem mare grijă, într-adevăr. No comments, da? Uh-huh. Lăsăm tema de meditație. Uh-huh. Revenim la armuri. Eu cel puțin abia aștept să ne spui ce trebuie să facem, începând cu copilăria, da? Cu puii noștri cei mai mici, cu dințișorii aia care imediat să umple de carii, mă rog, pe la 7 ani deja sunt plini. De când trebuie să ne preocupe treaba asta cu armurile și mai ales care e vârsta optimă la care trebuie să venim cu copilul la dentist, că nu e așa? Aici rămăsesem, iată, că vorbeam de pacientul familia. Este minunat când îmi intră pe ușă și le spun, când vine unul sau altul, le spun, veniți cu toții. Pentru că primul contact pe care trebuie să-l aibă copilul cu stomatologul este să-și vadă mama sau tatăl liniștit pe scaunul sau altul. Așa am făcut și eu. Mă felicit pentru asta. Absolut. Nici nu poți să-ți dai seama cât trebuie să te felicit. Mm-hmm. Asta e primul contact. Chiar dacă poate nici nu-l bagă în seamă sau mulți se bagă acolo într-un colț, se joacă, nu contează. Ei observă, copiii sunt bureți, da? Văd că mama este liniștită pe scaunul stomac. Grozav. Nu-i nimic periculos. De acolo începe încrederea. Uh-huh. Apoi mi se joacă prin cabinet, îmi deschid sertarele, părinții îi zic, mai lăsa, nu oprești. Lăsați-mi în pace. Tu ești tată, fac un haos. Tată, câți copii ai, Daniel? Am trei fete. Trei fete, vai de mine. Felicitări, da, să trăiască. Deci, haos prin cabine, nu e niciun fel de problemă, lasă, își facă toate menele și singur se așează. Ăla e momentul. Așa am făcut și copilele mele. Deci, oricum se învârtau în cabinetele, hai să mă ajut și pe mine cu pacientul, să fiți ajutoare. Singure s-au așezat. Una la 3 jumate, diferit. Toți suntem diferiți. Uh-huh. Una la 3 ani jumate, alta la 4 ani și ceva. În momentul în care s-au așezat, le-am făcut aceste armuri, care nu sunt altceva decât o dezvoltare, o evoluție a sigilărilor, bineînțeles, fără flori. Uh-huh. Sigilările, din nou, conțin flori care e în eliberare continuă, ca amalgamul, vă dați seama. Același lucru, ca amalgamul care elimină ion de mercur, sigilările elimină ion de flori. Daniel, explică puțin, sigilări însemnând? Sigilările sunt închidere fosetelor. Deci, cum se fac la copii, închiderile de fosete, care
o idee absolut perfectă ca și gândire, însă materialul acolo s-a zbârcit un pic și după apoi în modul în care se aplică. Armurile, e o pastă, un compozit, da? Temporar, cumva, pentru că se și macină între timp, în fine. Are o altă gândire. Armurile nu sunt foarte departe ca și gândire. Deci ce fac? De asta ziceam că sunt și tratamente ale dinților sănătoși. Curăț cu niște freze, bineînțeles, anestezie, chiar dacă sunt chirurg, folosesc extrem de rar. Doar în cazurile... Asta ne dorim cu toții, noi nu deci vrem anestezie nu există, la armuri nu facem anestezie. Ah, okay. Perfect. Zero. Iar când trebuie să o fac și atunci, iar instrument, am un pistol foarte special care e în continuitatea degetelor cu un ac pe care nici nu-l simți când intră, fac cu o zecime din cantitate efectul de... Exact. Deci când chiar trebuie. Dar nu vreau să ne depărtăm de armuri. Așa. Deci ele sunt practic un al doilea zmalț. De unde mi-a venit această idee? Nu numai din cauza închiderilor fosetelor pe care, sincer, nu știu, aș fi vrut ca măcar colegii mei să fost interesați să uită la un dinte la microscop. Iar la microscopul opilului. Fosetele sunt acele adâncituri în dinți, da? În cei posteriori. Uh-huh. Da? Uneori apar și la incisiv, găurele, da? Da. Care practic sunt zone de minimă rezistență. Exact. Sunt zone unde se poate infiltra placa bacteriană, bacteria și începe procesul de fermentație și caria însăși. Una din axiomele mele este și aceasta. Caria nu trebuie să treacă niciodată de smalț. E axiomatic. Din păcate, colegii mei, când o văd în smalț, mai merge, mai stăm. Nu vreau să știu rațiunile pentru caria. Dar pentru mine, caria nu trebuie să treacă de smalț. De ce? Pentru că e ca și când un glonț trece de vest antiglonț. Da? Face ravagii, da? Întotdeauna dentina va fi mai ușor de penetrat și, deci dacă a trecut de smalțul care e cristalin, apoi de dentină lucrurile merg foarte repede către pulpă, iar un dinte contaminat este un dinte pierdut. Devitalizările sunt o chestie extrem de păgubasă pe care noi indic putem atât de ușor să nu ajungem acolo. Da? Putem pune o armură, mă scuz, nu vreau să uit, mi se par lucruri importante să înțeleagă toată lumea. Putem pune o armură peste o carie care a fost peste o plombă? Putem să o creăm armura după ce am curățat, evident, perfect caria, am curățat eventual materialul anterior care a fost pus, că e sigilare, că e compozit de mai vechi generații care emit monomeri și așa mai departe. Deci, aceste nanocompozite japoneze pe care le folosesc nu emit niciun fel de monomer, au o structură, ajung să aibă o structură cristalină asemănătoare smalțului, da? Și închid efectiv orice acces posibil a carie. Deci e și tratament povestea. Și preventiv. E și prevenție și tratament definitiv. Au o închidere marginală impecabilă, se închid, adică perfect pe suprafața dentară, au o rezistență foarte mare. Închid povestea care. Le văd la o dată, le verific o dată pe an eventual, dacă s-au mai ciobit le mai ajustez, dacă se erodează ele, nu dintele. Uh-huh. Și uite așa ajungem până la adânci bătrânețe. Nimic mai simplu. Astea sunt armurile. Este foarte simplu, într-adevăr, pare. Adică eu pe mine mai convins, sunt garanția vie a faptului că funcționează. Da? Mi l-am făcut acum 18 ani, mai cărpesc, vă dați seama că sunt ultimul programat la mine, când mai apuc, da? Încearcă și... eu să te rog frumos să mă programez și pe mine, în familia mea, noi venim toți așa cum de altfel ne-ai sfătuit. Deci, mi se pare, da, o abordare pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Am făcut și în această specialitate, cum am făcut în toate celelalte specialități medicale din țara Armăsar, încercând să creăm și să facem și să dezvoltăm o piață pentru niște produse pentru care, de fapt, nu avem neapărat nevoie, din câte se pare, și în stomatologie la fel. Bun, hai să vorbim de gama, de gama de produse. Da. Ce conține și ce... Acesta este Bio... Pro. Acesta e Biopropul, care are, de la el a început toată povestea, să zic așa, cum spuneam,
tatăl meu suferind de parodontoză. Să-l arătăm un pic. Deci sunt niște... Pe vremea aceea sunt niște flaconașe, le-am făcut predozate. Da? Le-am făcut predozate ca să fie ușor de administrat. Da? Deci pur și simplu sunt niște șoturi pe care le punem în gură seara sau după igienă, în cazurile mai complicate și dimineața și seara. După care ne culcăm, nu mai facem nimic altceva. Deci îl ținem 10-15 minute în gură, îl înghițim și îl lăsăm și peste noapte să-și facă efectul. Da? Împiedică dezvoltarea plăcii. Ne spălăm pe dinți înainte? Evident. Scuze, sigur. Cum vă spuneam, ăla este, chiar dacă pare poate banal, piatra de rezistență, da, cu care domnul chirurg și, mă rog, cercetător vine, este periajul dentarul. Mulți m-au denumit medicul care ne reînvață să ne spălăm pe dinți. Dragilor, credeți-mă, acel spălat pe dinți în maniera aceea, cum îl descriu acum, nu știu dacă avem tot timpul, deci nu numai cu periuța, de periuța am vorbit, dar nu numai acoperirea, uităm și de povestea sus, jos, uităm, da, de uităm asta. Absolut, o facem pe maimuțelele, în ghilimele, cum le place să le spun copiilor, acoperiți toate suprafețele dentare, indiferent cu ce mișcări, în ce direcție, chiar indiferent. Schimbați mâna, dacă sunteți dreptași, pentru că întotdeauna un dreptaci va insista mai mult pe stânga, și invers. Și trebuie să ne spălăm cu ambele mâini, da? Absolut, schimbăm mâna, acoperim toate suprafețele dentare, după care nu ne oprim acolo. Asta e interesant cu această periuță ultrasoft. Trecem la masajul și exfolierea celulelor moarte de pe gingii. Bravo. Deci ești singurul. Deci ești singurul chirurg, singurul stomatolog pe care îl aud că vorbește despre gingii. Să ne spălăm și pe gingii. Păi stați să vedeți că, nu știu, am atât eu de multe de spus încât... Această iluminare, da. Mă scuz de iluminare, păi, deci... Dai bun simț, dar nicio... E un bun simț absolut, da. Și singur am realizat că trebuie să dau și pe gingii. Și la un moment dat am vorbit audienței mele despre asta. Este de bun simț și mă bucur din suflet că... Păi, haideți să vă, păi, da, haideți să vă spun, nu numai de, că e de bun simț, dar din nou, atenție, nu agresiv, pentru că altfel facem tot ce fac ce partea comercială, da? Peri agresiv, cu electricitate, acum ce care face practic de 100 de ori mai rapid ceea ce fac, ar face unghiile alea de care vorbeam înainte, deci cu un ultrasoft... Periuța ultrasoft, cu această blândețe a firelor, nu mai curățăm dinții de 10 ori mai bine, fără să rănim gingiile. Dar cum vă spuneam, efectiv după aceea trecem și le masăm, făcând două lucruri esențiale. Eu indic 4 tipuri de masaj. Nu 100, nu cele 7 prime lucruri pe care... Nu, dragilor, puține, dar bune. 4 tipuri însă de masaje... 4 tipuri. Primul este cu periuța. Deci, primul lucru, tonicitatea țesuturilor. Da? Cum fac de același sens pe care îl are un masaj normal. Aducem tonicitatea, sânge, aducem sânge, stimulăm circulație oxigenat, periferică, crearea de neocapilare. Uh-huh, da? Uh-huh. Da, masajul cu această periuță, o dată, al doilea rând, un alt lucru pe care, iată, dacă stai un pic să te gândești, mai ales ca medic, este extraordinar, exfolierea celulelor moarte într-o gură, într-o zonă a corpului care este extrem de agresată pentru simplu fapt că prin intermediul salivei se recirculă toate substanțele pe care le băgăm în corp. Atât de la aer, alimente, medicamente, injectări, toate nebunile pe care le băgăm în corp, mai mult sau mai puțin benefice, se recirculă prin salivă. De asta se zice că gura este cea mai necurată parte a corpului, da? Pentru că, într-adevăr, această substanță se recirculă. Și atunci e supus acestei agresiuni pe care avem tot interesul să o combatem și prin acest mod, mai ales zonele de clivă. În felul ăsta ne scutim de leziuni precanceroase, candidoze, da? Apropo de bicarbonat, că mi-am adus aminte, care alcalinizează prea mult și favorizează fungii. De, atenție cu bicarbonatul, că trecem din zona acidă, ok, în care se dezvoltă bacteriile și e bine să o combatem, dar o combatem cu ozonoterapie, dacă mai apucăm să vorbim.
Ai menționat ceva, zona declivă, da? Să explicăm oamenilor. Zona ce înseamnă, zona? Zonele greu accesibile, zonele de pliuri, de în spatele gurii, unde, da, unde se adună, unde evident, se adună resturi. Celulele moarte sunt greu de eliminat de acolo. Deci, periajul gingiilor se face. Nu numai al gingiilor, dar obraj, palat, limbă, sublimbă, buze. Așa se termină igiena orală. Mi-a plăcut. Asta chiar e. Asta este un adevărat program, mă rog, complex de îngrijire. Dragilor, vă dați bucală. Seama, de atât de puțin lucru, gratis, gratis, care devine obiceiul vă, nu vă dați seama câte nenorociri pe care eu le-am trăit și le-am văzut și a trebuit să le repar, puteți elimina din existența voastră. De la acest lucru pe care credem că îl știm, dar nu îl știm să-l facem. Nu prea dăm atenție. Da. O facem în fugă. Da. Ne spălăm pe dinți numai ca să bifăm. Exact. De fapt, când a zis Bluetooth-ul că am făcut-o și e ok. Sau de 5 ori, pe că am vin pacienți și zic, eu care mă spăl, dar sunt plin de tată. Păi de ce oare? 5 ori pe zi? Da. Eu zic, niciodată mai mult de două, nu e cazul. Not overdoing. Nu exagerăm. Că intrăm, cum ziceam înainte, dintr-o... Sănătatea este echilibru. Sănătatea este echilibru. Super. Am o întrebare care vine de la urmăritori și de la audiența de pe pagina de Facebook. Sunt foarte multe persoane care au pete pe dinți. Unii știu de ce le au, alții nu știu și toți împreună nu știu ce să facă pentru a scăpa de ele. Da. E ceva simplu de făcut? Putem să prevenim? Și există vreun tratament pentru așa ceva? Aira, întotdeauna este ceva simplu de făcut. Culmea. Totul e să vedem și avem urechi să ascultăm și ochi să vedem. Da. Acele sunt, pot fi multe lucruri, dar de cele mai multe ori sunt zone de demineralizare. Da? Pot fi pete albe, pot fi pete colorate, pot fi și induse de medicamente, da? Cele, mai ales cele închise la culoare. Dar pentru că demineralizarea este una din problematicile cu care se confruntă foarte mulți părinți, copilașilor, da, sunt lucruri poate mai simple decât orice gândire. În primul rând, mineralizarea generalizată a corpului, da? Cu produsuri care au crescut copiii mei și le indic tuturor copiilor cu astfel de probleme. Apă de mare profundă, da? Este un produs inventat de profesorul Quinton, René Quinton, la începutul anilor 1900, prin care l-a salvat vieți. Se găsește pe YouTube un documentar despre acest produs. Da? Adică vorbesc de salvat vieți pentru că nu unul din lucrurile pe care îl face este remineralizarea dinților. Dar niciodată, vedeți, dinții nu sunt doar un semn că au problemă doar dinții, ci toate oasele, tot sistemul osos are o problemă de demineralizare. Și care se evidențiază prima dată? Exact, la nivelul dinților. Este un semnal. Eu, cum ziceam, ca medic holistic, tratez dinții, dar tratez corpul în general și integratorul pe care l-au și în parodontoză și după extracție și după orice fel de problemă importantă, am tratamentul local direct, încurajările, cum le zic eu, da? Pentru că conștientizarea este jumătate din vindecare și fără conștientizare, chirurgia psihologică, cum am numit-o, fără conștientizarea a ceea ce face omul pentru a ajunge la suferință, nu există vindecare. Nu există vindecare. Am putea fi noi cei mai extraordinari medici, chirurgi sau, da, să aplicăm cele mai grozave metode dacă omul nu a conștientizat cum a ajuns la suferință. Ca să parcurgă eventual drumul înapoi. Vindecarea, din punctul meu de vedere, este imposibilă. Da, pentru că dacă nu ai înțeles cauza, indiferent câți vor veni și vor schimba plasturile, da, vor rezolva pe moment
situația, suferința ta, dar tu te vei întoarce. Dar pentru a înțelege cauza, cred că e nevoie și de un bagaj de cunoștințe și de aici ajungem la o minimă anatomie pe care trebuie să o știi. Asta e marea mea luptă. Și... nu neapărat minimă anatomie, pur și simplu prezență la, la propria viață. Pentru că nu, aici nu ne, ne, avem nevoie de... Dacă te-ai deja și să zicem ai un diagnostic de cancer hepatic. Da. E, aici lucrurile sunt mult mai complexe, pentru că, și nu vreau să intru în zonă foarte delicată, dar și acolo același lucru este. Mi se pare că e important să știm măcar unde e ficatul, zic și eu așa. Da. Mi se pare pentru... Și de ce spun asta? Pentru că sunt, sunt nații, sunt cetățeni ai unei foarte importante nații care habar n-au unde e o zonă, nu știu unde e rinichiu. E păcat și nu vorbesc de România neapărat. Da. Eu cred că această minimă, acest bagaj minim de cunoștințe anatomice ar trebui să fie mai rapid în școlile din România, adică să fie undeva din clasa 1, 2, 3 deja să știe un copil pe unde ce e la creier. Da. Unde sunt rinichii, ce face fiecare. Deja se la întâmplă. Biologie nu se întâmplă. Eu am fost la școală. E vorba de clasa 1. Eram președintele cercului de știință în școală. Deci da, eram... e vorba de clasa 1 unde cred că împreună și tu și eu știm cât de... Mergeam pe stadioane, mă țin minte. Cât de puternic. La sanitarii pricepuți. Da, bun. Erau extraordinari. Aveam cap... Da, dar erai mare. Nu erai în clasa 1. Nu eram în clasa 1, eram în clasa 7. Da, mă gândeam să... Da, în clasa 7 să faci anatomia, făcut anatomie. Da. Mă gândeam mai repede dacă ar începe aceste... Pentru că e important ca să știm fiecare dintre noi să, dacă avem, eu știu, ne doare ficatul, ne doare în stânga, ne doare în dreapta. Odată ce știi despre ce e vorba, poți să-ți canalizezi energia și să încerci să măcar să-ți reduci nivelul durerii sau măcar să încerci să faci niște... Adică lucrurile astea sunt în noi, lucrurile astea le putem activa, dar nu le putem activa dacă nu avem cunoștințele de rigoare. Și nu, bineînțeles că nu spun aici că toată lumea trebuie să facă medicină, e o aberație, dar un minim bagaj de cunoștințe despre ceea ce există în noi, organele, da? Anatomie, cred că ar trebui să fie. Și cât mai repede în viața noastră să vină aceste cunoștințe. Ce am vrut să mai zic, Daniel, și nu vreau să uităm, este un lucru foarte important. Copiii noștri nu au numai patologiile astea, că le apar aceste carii pe dințișorii de lapte. Și aici tot armurile ar fi soluția, nu? Armuri din... da? Ca așa armurile le fac, cum spuneam, la 3 ani jumate înseamnă că avem dinți de lapte. Da, exact. Deci atât dinților de lapte cât și permanenților. Permanenților. Ce facem când există dințișori care nu sunt aliniați? Ce facem cu acele aparate? Da. Sunt indicate? Le folosim? Cum am putea îndrepta dinții fără aparate? Există vreo variantă? Păi, în primul rând, putem preveni să ajungem acolo. Da. Și iar poate să fie neverosimil de simplu. Monitorizarea molarilor de minte. Molarii de minte sunt, așa cum îl denumim noi, un caracter atavic, adică un element anatomic în curs de dispariție pe linia filogenetică. Până când va dispărea însă, formula completă și perfectă era neandertalianului, dar tu l-a mai pierdut un molar, am pierdut al treilea premolar, acum suntem în curs de a pierdere molarul de minte, cel de-al treilea molar. Până când însă acest dinte se va pierde, el va crea o serie de problematici. Și atunci e foarte important să fie monitorizat la vârste timpurii. Eu îl numesc parazitul gurii. De ce îl numesc parazitul gurii? Pentru că el este un organ în sine, pentru că dintele are inervație, are circulație, e și el o entitate care vrea să trăiască, ca orice entitate pe lumea aceasta. Însă o face împotriva celorlalți mai slabi. Da? Și cei mai slabi sunt, în general, incisivii anteriori. Și atunci ce facem cu acest individ? Păi, simplu, uite, și asta făceam în Franța. Ăștia aveau încă pe vremea, în anii 2000, când eram la bursă, aveau obiceiuri din astea, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Aveam copii de la școală, pe clase, le făceam ortopantomograme la toți, radiografii, panorame, și vedeam cum sunt situați. La o vârstă fragedă, 13-14 ani, când dintele nu numai că este nos,
Dar și mai interesant, nu are dezvoltat decât coroana, nu are rădăcini încă. Adică nu are forță, da, precum picioarele unui atlet, gata să alerge, nu are forță să împingă. În acel moment însă vedem, în funcție de cum sunt orientați, dacă au vreo șansă vreodată, adică nu sunt absolutiți nici acolo. Sunt cazuri în care pot să las molarii de minte pe loc. Însă sunt destul de rare, trebuie să recunosc treaba asta. Foarte rare ori ei își găsesc locul fără să deranjeze pe ceilalți. Da? Ei bine, extracția, în acel moment, știu că poate, am, lăsăm copilul, eu sunt primul care zic lăsați copilul când nu e cazul să interveniți. Da? Ăsta este un caz, o situație în care este necesar să intervenim. Pentru că intervenția este extrem de ușoară, dintele e ușor de scos, nu cum să auzim poveștile teribile despre molarul de minte, da? Da, cu picioare în piept și chestii, că am văzut chestii care nu mi se par nici neverosite. Și scoțând acești molari de minte... Scoțând acești molari de minte, dinții nu se mai înghesuie. Aha. Imensa majoritate a problemelor ortodontice din adolescență, cu toate frustrările generate, cu fierătanele alea prin gură, cu acnea juvenilă care este potențată de cum te vezi în oglindă și așa mai departe, pot fi eliminate, dragilor. Atât de simplu. Scoțând parazitul ăsta din gura noastră și în felul ăsta nu mai are șansa să împingă toate înghesuirile frontale. Și dacă scoate molarul de minte ulterior și deja există o înghesuire, cum ai spus tu, e o șansă să se alinieze de la sine? Bineînțeles, nu tratează toate situațiile. Cu siguranță un factor care de asta zic trebuie eliminat timpuriu. Însă pot exista și alte cazuri de inocluzi, de problematici, de înghesuiri, de dinți poate incluși sau deschideri de maxilar. Pentru asta însă avem un alt tip de ortodonție dezvoltată de curând, se numește echilibrodonția, care este o treabă absolut minunată. Pe mine m-a fascinat pentru că este aproape o chestiune, un mecanism osteopatic. Și toți osteopații cu care lucrez, pentru că lucrez cu osteopați în recrearea aparatului dentomaxilar, că de aici pleacă totul. De la echilibru dentomaxilar se reglează coloana, nenumăratele probleme pe coloană, pentru că o mică inocluzie sau malocluzie la nivelul dinților face ca această bilă grea care este capul să fie deviată într-o parte sau în alta, chiar și cu milimetru pe atlas, pe prima vertebră, coborând pe apoi pe toată coloana, la nivel lombar deja vorbim de centimetri de decompensare, lombalgii, tensiuni, până și felul în care călcăm pe stradă și erodăm tocurile pantofilor sunt influențate de poziția dinților. Iar aceste echilibratoare asta fac. Nu trag dinții forțând toată mecanica, da, doar pentru a avea niște dinți aliniați, ci ca prin minune între ghilimele, mușcând acest... E ca un antrenament, ca mers la sală pentru dinți. Da? Niște ghizi de silicon biologic pe care mușcăm o oră pe zi, facem mișcări de lateralitate înainte, da, și înapoi, ca în funcție de linie de forță și în funcție de toată structura osteocranului și apoi de întregul schelet, dinții se alinieze în pozițiile lor favorabile. Da, sună științific fantastic. Da, iată, o altă metodă atât de... Pentru că, vă dați seama, ortodonția e și ea o chestie destul de mecanicistă. Eu am făcut și o chirurgie otognată. Nu vreau să știți cât de complicat e să ajungi la un echilibru forțat însă, nebiologic. Rupt, ca și când scoatem capul, cum făceam malformațiile congenitale, că scutam craniul, da, malformat al copiilor și în aceeași ședință îl remodelam și îl repuneam apoi cutia craniană. Am făcut și astfel de lucruri. Dar sunt lucruri, cum să zic, forțate cumva. Da? De asta, ortodonția adaptativă, așa am numit-o aceasta. Da? Ușor. Lucrăm cu natura, nu împotriva ei, nu forțăm. O ajutăm, aceste mângâieri, cu chirurgia mea o numesc mângâieri chirurgicale, da? Sau chirurgie homeopată. După ce folosesc toate aceste minuni fitoterapice, înainte, după, da? Făcând ca tot procesul inflamator să regreseze la maxim, vin cu chirurgia sau cu gesturile acestea care mai rămân de făcut, pentru că organismul e decompensat, să zic,
o parodontoză ajunsă avansată, nu mai trebuie să reconstruiești ceva, da? Dar îi dau exact doza homeopată organismului pe care n-ar mai putea el însuși să-și o administreze, să-și refacă, da? Astfel încât totul este, iată, e ca o îmbrățișare, da? Îl înconjor pe suferind cu aceste lucruri, cu aceste motivații pentru a se reîntoarce la starea de echilibru. Zici că acest produs îl folosești sau îl comercializezi de câțiva ani? Câți ani? Acest produs are puțin 2 ani. Nu are 2 ani, un an și ceva. Pentru că am refuzat să pun conservanță în el. Are toate certificatele biologice, cum ai văzut. Am refuzat, chiar am avut pacienți puternici care au zis, hai să-l îmbuteliem. Am făcut o felul de teste și eficiența îi scădea important cu 20, 30, 40%. Inclusiv radiesteziștii l-au măsurat ce au zis. Și am găsit o soluție acum puțin timp, da, să stabilizez cu ceva absolut minunat, care mi-a dat o mare bucurie, cu tinctură de boswellia, cu tămâie. Asta am vrut să aud. Știam, mi-ai spus într-o întâlnire anterioară, vreau să am vrut să audă și urmăritorii noștri. Daniel, va trebui să ne oprim într-o primă fază, pentru primă întâlnire, pentru un prim dialog aici. Îți mulțumesc din suflet. Lucrurile sunt extrem de interesante. Sunt convinsă că vei fi cerut să mai vii și să mai vorbim. Spune-mi, produsul ăsta pot să-l păstrez eu? Ți-l las chiar, pe sub mână. Chiar, cu mare drag. Chiar cu am, mare să, drag. Am să reiau, mi-ai dat, a trecut ceva vreme de atunci. Și merită simțit, pentru că numai când îl pui în gură simți că e prietenos și că te îmbrățișează, nu te strânge parotidele, cum ziceam înainte. Te felicit pentru toată activitatea ta. Și îți doresc să, nu știu, poate într-un viitor apropiat revii în România, nu știu, să fii mai mult timp cu noi, nu doar 10 zile pe lună. Păi, vei fi cerut. Unde te găsesc? Sunt la Clinica Medicum acum. Am deschis acest prim centru de stomatologie biologică din România cu dorință și dorință de a face cât mai mult bine în sensul acesta și de a transmite mai ales aceste informații, poate și colegilor mei, m-aș bucura tare mult să mă tragă de mânecă. Și să vină să faceți un schimb de experiență. Cu mare drag, oricând. Uh-huh. Oricând. Mulțumesc frumos. Cu drag. Numai bine. Numai bine. Salut.